Bună seara, stimați telespectatori. A mai trecut o săptămână capricioasă, dar astăzi, cel puțin astăzi, este o zi deosebit de frumoasă de toamnă. Stimați telespectatori, astăzi l-am invitat pe inginerul Doru Scăpcaru, președinte Ugiriaș, și o să încerc să discut cu domnia sa despre România, țara taxelor mari. Avem o taxă foarte mare asupra muncii, în primul rând. Și în al doilea rând, există un circuit logic în economie. Ai taxe mari, ai evaziune fiscală, ai tendințe generalizate, de ce nu, de ca oamenii să poată scăpa de cât de cât de o parte din povară pentru a exista în continuare. Taxele mari blochează dezvoltarea economică pentru că antreprenorul nu-i mai rămâne nimic să reinvestească în așa fel încât să producă o nouă dezvoltare. Dar ne ținând cont de aceste lucruri, guvernanții măresc în continuu taxele pentru că au nevoie de bani la buget. Ca să aibă bani, trebuie să ajute antreprenorii, să ajute dezvoltarea economică, producția în ultimă instanță, în așa fel încât să folosesc forța de muncă, nu să o finanțez prin diverse lucruri, ajutoare și așa mai departe. Ia, având un loc de muncă, prin practic, prin forța fiecărui om care muncește, asigură o părticică la bugetul statului. Nu eu buget îi dau lui. Da, practic, lucrurile astea nu sunt înțelese sau nu vor să fie înțelese sau nu există acea posibilitate de a cheltui banii în sensul normal. Că să, atunci când te împrumuți, nu te împrumuți să-l cheltuiești, să-l mănânci, să-l pierzi, să-l risipești. Împrumuți banul ca să faci ceva cu el, ca să te poți dezvolta. Ca într-un fel, mai devreme sau mai târziu, să rambursezi acel ban, presupunând că nu i-ai avut și chiar că i-ai împrumutat. După aceea mai intervine colectarea. Dar mai bine îi dau cuvântul colegului meu de platou și pe parcurs o să mai discutăm și alte probleme. Doru, ai cuvântul. Am uitat să vă spun, n-am venit singur, am venit cu o frumoasă floare, nu știu dacă cei din studio pot arăta. Nu, lasă o, acolo, că se vede. Lasă acolo. Nu, că stă... Bun, ai pus acolo, lasă așa. Așa. Un trandafir care, dacă îl mai lăsam, vinea frigul și îl practic îl lua. Ca în poezia în grădină am o floare, s-o dai, s-o strică, s-o las, mi-e frică că vine altul și-o ridică. Mie mi-a fost frică că vine gerul și uitați cât de frumoasă este. Doru, ai cuvântul. Referitor la floare, este o speranță a primăverii. Și dă Doamne să o apucăm o primăvară frumoasă. Avem și o doamnă lungă, da. Dar să începem cu... Ideea de taxe și impozite este o problemă foarte veche. Iar în lumea bună, ea se traduce și se aplică cu totul altfel. Se calculează o așa zisă suportabilitate, grad de suportabilitate. Deci, nu are sens să ne uităm la niște cifre, că 30, 40% și așa mai departe. Ci trebuie să înțelegem că acest procent este aplicat față de ceva. Ori, când în străinătate un salar obișnuit este de 3.000 de euro și punem o taxă de... Unde e 3.000 de euro? Ba da. Ăștia care merg și lucrează cum lucrează au 1.800-2.000. Un muncitor care are... Unde? Vorbeai de medie. De medie, da. Posibil, da. Și atunci un 40% înseamnă 1.200 pentru stat, îi mai rămâne 1.800 lucrătorului. 1.800. Dar nu, sunt cu 23, cu 24% impozit. De acord, dar zic chiar valorile mari care se apropie de noi.
1800 de euro înseamnă cam 14.000 de lei. Bun. La noi plătim 43%, 42, nu știu. Da. 57, parcă. Sau, oricum, noi plătim foarte frumos. Nu 57, acum, 43%. Ai spus 43, da. Acum, dacă punem la noi că ar fi un salariu de 3.000 de lei cu același impozit, ar rămâne în buzunarul celui care muncește 1.800 de lei. Cum poți să compari 14.000 de lei cu 1.800 de lei? Dar mai este și un alt fenomen. Am ajuns acum că prețurile din România sunt mai mari decât prețurile de afară. Pe o logică, zic eu, normală. Dacă noi tot o aducem de afară, păi am importat cu o sumă, mai punem și ceva. Și atunci așa de... Sigur. Deci, ideea este așa cum... Deci rezultă necesitatea producerii în România. Orice produs din România, în mod normal, este mai ieftin decât unul din afară. Și mai mult decât atât, produs în România poate fi valorificat într-un parteneriat majoritar român, ca să rămână, fiindcă noi acum ce vedem? Exporturile sunt acelea care duc afară toată munca acestui popor. Magazinele, marele lanțuri de magazine alimentare duc tot profitul afară. Deci noi practic muncim pentru alții. Deci asta este o realitate tristă care trebuie să o înțelegem. Dar referitor la ce spuneați dumneavoastră, sunt trei aspecte. Un aspect legat de colectare. Și fenomenul că dacă nu putem colecta, este din cauza că este taxa mare. Este taxa mare și omul vrea să scape. Și atunci folosește zona gri, știi, îți dau niște bani, dar nu ți-i dau pe statul de plată. Mai mult zona neagră, care e cea mai dură posibilă, și avem așa ceva. A fost niște experiențe, zic eu, care putea să le trezească un simț al realității. Atunci când au redus pentru construcții, pentru IT, au redus din taxele, au spus, domnule, să-i protejăm ca să-i... Într-adevăr, eu sprijinit, s-au obținut sau s-au colectat sau statul a câștigat mai mulți bani din aceste activități. Numai că nu poți să mergi la infinit, poți să sprijini. Deci rolul statului este să, punctual să sprijine o activitate, aia să se dezvolte, ajută alți sectori, ajută ca sectoarele să colaboreze între ele și atunci așa se realizează o economie sustenabilă, o economie reală, o economie viabilă, o economie care trece foarte ușor peste ușoarele fluctuații de pe piața externă. Noi, la ora actuală, este foarte adevărat că nu prea, cum să vă spun, nu prea putem răspunde, fiindcă nouă ni se ia tot ce facem. Deci, practic, este inflație mare, asta fiindcă vrea statul nostru. Fiindcă statul nostru, dacă ne uităm, aici sunt... Dar știți ce se rezolvă cu inflația? Da. Se rezolvă mai ușor datoria care o avem de plată. Într-un și fel. Să strâng chipurile taxe mai mari. Pentru că dacă crește prețul, acciza și celelalte taxe pe unitatea acel, de produs e mai mare. De acord, dar se atinge acel pol al sărăciei care la un moment dat a să facă să nu mai avem nicio speranță ca țară. Adică, știți cum discutam cu un om de afaceri și spuneam, zice, domnule, totuși, nu știu ce, nu știu cum merge bine. El la care a spus, eu mă bucur și te felicit, dar tu îți dai seama că prin prestarea muncii pe care o faci, banii vin de la cei mulți care sunt din ce în ce mai săraci, care într-o zi n-au să-și mai poată cumpăra serviciile tale. Păi deci, da, deci pentru tu că ajungi, dacă te duci la piață, nu cumperi cu 100 de lei o plasă plină, ci cumperi o plasă jumate plină sau jumate goală. Sărim peste plasa și cumpărături. Dar de la o zi la alta
se vede, se simte, este vizibilă scăderea puterii de cumpărare. Dacă ieri cumpăram ceva cu o sumă, azi trebuie să cumpăr cu o sumă mai mare. Suma de ieri plus inflația. Se spune că avem 8 și nu știu cât la sută inflația acum și că ar fi în scădere față de luna cealaltă. Dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Și a apărut pe firmament acum un domn fost ministru care a fost retras la un moment dat datorită minciunilor care le-a spus și promisiunilor deșarte. El, având puterea și responsabilitatea în mână, l-au ascuns după eșecherul politic să nu mai vadă populația care e furioasă pe tema asta și văd că l-a adus din nou. Păcat! Ei sunt aduși din nou în față ca să sugereze ideea dacă mai vrei să aducem alții și mai răi. Deci este eu nu înțeleg absolut deloc modul în care ai noștri nu mai promit. Vom face... Dar nu au ceva de făcut, că nu știu sau nu vor, sau nu sunt lăsați. Pentru că la ora unui lucrurile sunt foarte triste pentru țara noastră. Bun. Să revenim. Deci, probleme de colectare. A doua problemă este problema ce cheltuim. Da. Și stai că cheltuim. La colectare vreau să spun ceva. Din România are 1700 și nu știu cât de firme de stat. 700 și o bucățică din ele au o datorie de 19 miliarde la stat. Deci este o problemă a statului de a rezolva acest lucru. Nu, n-are cum să rezolve atâta timp cât ei numesc acolo conducători, directori, miniștri și așa mai departe, nu pe criterii de performanță, criterii legate de pregătire profesională, de experiență de viață, fiindcă poți să vii, să spui că ai terminat nu știu ce în alte facultăți, dar până când nu ești confruntat cu fenomenele concrete, specificii țării noastre. La Harvard, la Cambridge, la Sorbona, sunt principii. Ori în țară se aplică pe produsul concret, unde intervine și spiritul nației ca atare, unde intervine și niște obicei, unde intervine și responsabilitatea față de muncă. Noi am fost, în general, un popor foarte muncitor, de asta ne-o și luat imediat. Deci, toți care au plecat în străinătate... Și eu zic că suntem, că mai sunt și excepții, asta altceva. Că din ce în ce se muncește mai puțin, asta e vina guvernanților. Domn profesor. Pentru că se dă bani pe gratis. Domn profesor. Banul strică omul. Și asta este un principiu perfect, valabil. Dar trebuie este alta. Gândiți-vă că sunt atât de mulți specialiști în economie care, atunci când vorbesc de partea trecută, și mă refer la economie, nu la relații de muncă, la alte treburi care sunt discutabile, începe să spună industrie zero, industrie de fier vechi, lipsă tehnologiei și așa mai departe. Fierul vechi din 90. Dar, haideți să vedem. Știți că în timpul lui Ceaușescu eram a patra putere privind exportul de armament. A patra putere, deci ca valoare. Și aveam flotă oceanică. Bun. Aveam a patra flotă comercială. Aveam flotă de pescuit a noastră. Dar nu asta. Era făcută la noi. Era făcută cu tablă de la Galați, cu motoare de la Reșița sau de la Craiova și așa mai departe. Deci, practic, noi, în timpul lui Ceaușescu, ce am făcut, puteam să spunem și pe bună dreptate. Spuneți-mi un domeniu și eu vă spun imediat fabrica de automobile, de autobuze, de tramvai, de tractoare, de profile, de țevi, de. Eram a doua țară în utilaj petrolier. Utilaj petrolier. Prima e Japonia. Doi mai ploiești. Nu?
Și atunci, cum putem să spunem că noi nu ne pricepem? Dar de ce ne pricepeam? Dar, aveam resurse? Dar aminte de o chestie. Spuneți. Cu vreo 30, nu știu câți ani în urmă, într-o discuție aveai spume la gură, erai supărat. Văd că acum nu mai ești supărat. Nu, știți cum... Lăs-mă până la capăt. Mai este un fenomen. Rămâne speranța. Speranța întotdeauna este ca așa acest trandafir galben. Speranța îți luminează sufletul. Adică îți dă acea plus de energie peste posibilitățile tale, fiindcă practic ce se întâmplă? Organismul nostru are capacitatea de a produce energie. Energia cosmică care o are, o dirigează pe aceasta, dar prin mâncare, prin alimentare, este posibil să facem mai multe energie. Și atunci noi o depozităm în grăsime și avem de unde o lua. Noi acum suntem în faza în care nu mai putem face nici energia necesară unui minimorum. Domn profesor, cum o facem? Domn profesor, haideți să vedem... Păi mai avem vreo 12.000 de capacități posibile, de 12.000 de megawatts oră, un megawatt putere instalată care poate să dea energie. Nu imediat, dar câteva zile. Nu. Ce verb ați folosit? Ar putea fi folosită. Ar putea, ar putea. Da. Cu cine? Cu acești oameni care nu înțeleg? Mergem cu 15-6.000 acum. De acord. Cu cine oameni? Aceștia care în viața lor nu au făcut nimica? Este o rușine. Este o rușine. Noi acum, deci, plătim în marile posturi și ăsta este unul printre puținele care ne dă voie să mai spunem ceva, dar marile posturi de televiziune au aceeași prezentator, aceiași invitați care sunt plătiți să spună și ei tot timpul se referă la ce se face. Păi, eu vreau să întreb, era un mare specialist, a fost prezentat un nume, profesor universitar și a spus, da, domnule, într-adevăr că acum, prin faptul că vor să mărească pensiile, creșterile sunt, Ciolacul spunea că va fi chiar 40% pentru unele pensii mici. Deci se va pune problema încă clar. Încă legea dacă la unul îi dă 40 și la unul îi dă 2% sau ia. Lăsăm să fie așa numai să dea. Dar nu se poate da cu 40. Știu asta. Dar spun altceva. Și comentat tipul zice, păi, la aceste creșteri va fi foarte clar nevoie să mărească TVA-ul. Și 40-50% creșterea aceasta, automat TVA-ul cu 50%, 19%. Nu, o poate să-l crească. Păi da, și așa. Domn profesor, 27-28 îl duce. 57%, prietene, 47% din populația României este sub pragul de sărăcie. Nu interesează. Știți cum? Noi am ajuns într-o fază în care suntem tot timpul liniștiți. Când a fost foamete, în 47, eu de-abia m-am născusem. Dar îmi povestea mama, Dumnezeu să o ierte, cum se duceau la mulți ierburi și făceau cu un fel de terci care era și felul 1 și felul 2 și desertul. Numai că... Deci vreau să spun că foamea aia... Foamea era. De acord. Dar foamea aia avea pe el scris. A fost război. Și atunci și am înțeles. Și ce, acum nu suntem în prag de război? Nu. Păi nu, cum? Ne spune că trebuie să ne pregătim de război. Nu. Din ce în ce este o treabă pe față. Ucraina o declarat stare de război? Nu. Ucraina o declarat stare de necesitate? Nu. Nu. Și atunci? Dar suntem împinși. Păi ajung la alt punct. Cum cheltuim banii? Și dumneavoastră a spus, dom'le, să dau pomeni. Foarte de acord. Mai mult decât atâta. În timpul lui Ponta, nu că Ponta a fost formidabil, dar a funcționat statul. Bun, rău, a funcționat. Erau 800.000 de funcționari publici. Acum sunt 1,3 milioane. Deci încă 500.000. Pentru ce i-am făcut? Pentru ce? Fiindcă trebuiau să le dăm niște bani? Avem 200 de secretari de stat? Domnul profesor,
Domn profesor, avem mai mulți secretari de stat decât adunăm în toate... Că fiecare secretar de stat are consilier. Știu, consilier, are mașină, are secretară, are și nu mai are. Nu? Și atunci așa, cum vreți dumneavoastră? Este discutabil politica lui Simion, a Partidului Aur, că oferă tuturor membrilor din diferite partide care sunt de bună credință și dacă în special n-au un trecut prea negru, să fure prea mult și să aibă alte probleme cu justiția, să-i primească. Ar fi posibil că atunci și asta ar fi singura șansă, să trecem la o reorganizare teritorială. Simion spunea doar atâta. Dacă o primărie n-are subordine peste 5.000 de persoane, vezi, să aibă resurse să-și plătească pentru autogestiune. Dar știți, întreaba asta sunt niște lucruri legate de ce spune ei tot timpul. Digitalizare. Păi dar dacă facem din contră, reducem din 10 funcționari suficient să fie 2 sau poate numai 1. Deci, tot ansamblul acesta de lozinci nu face decât, unu, clasa politică să se descalifice, doi, să trezească în noi o dorință de schimbare, știți cum, nu în bine, să nu mai fie ei. Ori și între ei sunt unii buni. Adică sunt oameni care... Eu de multe ori mă uit, apar niște personalități care, într-adevăr, știu ce spun, numai că, știți, îs cu jumate de gură. Adică el nu spune din tot sufletul, fiindcă are ordinul partidului ca să vezi, Doamne, să vorbească în anumit context. Mai este un lucru foarte delicat, după părerea mea, este faptul că nu vrem să recunoaștem. Bun, dar deja în cercurile înalte se spune China a depășit America. Și acum se face un efort deosebit ca America să ajungă iarăși. Pentru care, ce se întâmplă? Cumpărăm armament. Cumpărăm la greu armament. Că este nevoie, când nu este nevoie... Plătim armament. A, plătim, de acord, da. În general, operațiile va veni, când o să vină. O să vină. O să vă dau, și o să s-ar vă fac, putea, da, să vină second hand, că și ăla e bun. Că un tank nu are valabilitate doar 5 ani, 2 ani și așa mai departe. Deci, pentru toată lumea este clar treaba asta. Doi, s-a ajuns, mă rog, poate nu cunosc culisele, dar s-a ajuns chiar pe față între opunerea politicii pe care o practică America, mă refer la modul în care Netanyahu continuă, fiindcă cu continuarea luptei, vreau să vă spun... o pauză de publicitate, da, atâta ca și să după pauză, nu, ai rămas la un cuvânt. Da. Deci publicitate.